Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Dragi telespectatori, în această seară vom discuta în prima parte a emisiunii o informație apărută cu doar câteva, o oră în urmă. Este vorba despre o nouă demisie de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Este clar că ce se întâmplă în acest moment la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu nu este în regulă, pentru că foarte mulți actori, iată că acum și coregraful teatrului și-au dat demisia. Vom citi și noi în minutele ce urmează această demisie. Vom discuta, dragi telespectatori, și despre schimbările sau mutările din scena politică gorjană petrecute în ultima perioadă, care ne dau de gândit, mai ales ultimele declarații pe care le-am ascultat și eu ceva timp în urmă, ale actualului primar liberal încă al municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Alături de mine în studio este domnul Luis Popa, membru al Partidului Social Democrat, filiala Târgu Jiu. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule Popa, o să începem emisiunea de astăzi cu un subiect care freamătă de prea mult timp și pe care nimeni, și mă refer aici la colegii mei din presă, sau nu nimeni, aproape nimeni, nu-l bagă în seamă. În primul rând vă întreb pe dumneavoastră, pentru că știu că erați apropiat al acestei instituții de cultură de la, din orașul nostru, cum vi se pare că este trendul acestei instituții, ascendent sau descendent, de când s-a schimbat conducerea? Din păcate, dacă e să facem o analiză din februarie anul curent până în prezent, această instituție este pe un trend descendent, cel puțin până în momentul de față. Vedem de săptămâna viitoare, de când se va redeschide, pentru că am înțeles că și-au obținut avizul de la ISU foarte bine și vor începe piesele de teatru. Dar ce s-a întâmplat la această cultură în ultimele luni de zile ne arată că nu prea a fost ok ce s-a întâmplat acolo. Au plecat o parte din actorii din această instituție. Am văzut că a plecat și fostul pe partea artistică, impresar artistic, a plecat și purtătorul de cuvânt. Deci au plecat destul de mulți oameni în ultima perioadă din această instituție. Se pare că de când a venit această nouă conducere, eu unul cred personal că s-au încercat să se spele anumite rufe din trecut. Adică anumiți oameni să fie dați la o parte, mai ales acei oameni care au lucrat cu vechile conducere ale Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Vedem că și astăzi, exact cum spunea și dumneavoastră, doamna Mălina a plecat. Cu ceva timp în urmă, chiar ascultam o declarație a domnului primar din Târgu Jiu, prin care spunea că la acest teatru erau oameni care, nu știu dacă pot să folosesc expresia, plecau menta și că își luau banii degeaba. Am văzut asta. Da? A scris presa centrală despre o doamnă care dormea în timpul programului. Bun, acolo, poate la dumneavoastră se referă. Nu știu, poate la dumneavoastră. Dar haideți să ne uităm că majoritatea celor care au plecat din teatru, cum este și doamna Mălina, și am văzut și anumite postări pe Facebook, s-au dus la teatre mari. Gen, nu știu, prin București mi se pare că s-a dus doamna Mălina în momentul de față. Da, doamna Mălina chiar în aceste momente în care noi discutăm este în drum spre București. Exact. Acesta este motivul pentru care dumneai nu poate să intre în legătură telefonică directă cu noi, dar mi-a dat acordul să citesc demisia pe care a înaintat-o către conducerea Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Cu acceptul dumneavoastră o să citesc această demisie, după care vom discuta. Subsemnata Mălina Andrei, angajată pe postul de coregraf al Teatrului Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu, având în spate o carieră națională și internațională consistentă. M-am alăturat colectivului acestui teatru cu cele mai bune intenții și cu toată deschiderea. În anul 2018, la invitația conducerii de la acea vreme, care m-a convins să vin și să-mi pun la dispoziție toată experiența mea profesională pentru a dezvolta
o trupă valoroasă și performantă. Împreună am realizat multe și frumoase proiecte care au adus prestigiu și valoare teatrului. Schimbarea de management, survenită la 1 noiembrie 2022 și mai apoi definitiv la 1 februarie 2023, deși deschiderea și bunele mele intenții au rămas aceleași, m-au adus și pus în situații ingrate, total neprofesioniste, susținute de relele intenții dovedite. Iar ultimul demers al acestei noi conduceri, constând atât de nefiresc, în abuz, în formă continuată, mă determină azi să-mi depun demisia. Nu pot fi de acord cu lipsa de profesionalism instalată, cu lipsa de viziune, cu prezența obedienței ca formă de relații interumane și profesionale. Amestecul nefiresc al politicului în sfera culturală și artistică, invocând ca pretext banul public, cu forțarea prin condiționare a semnării unor acte, cum ar fi propunerea de nouă afișă a postului și a unui regulament care nasc mai multe semne de întrebare, lăsând prea mult loc de interpretare în ceea ce privește drepturile fundamentale și chiar constituționale ale angajatului. Obligativitatea semnării de luare la cunoștință a acestui act neclar pentru mine, lipsa unui dialog deschis pentru a lămuri fiecare punct incert și exercitarea unei presiuni constante din partea conducerii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu prin manager, prin Departamentul Arte și Spectacole, cu susținerea Departamentului Juridic, au dus până la urmă la punerea semnăturii mele pe acel act, nedându-mi de ales, prin sugestia lor, decât fie acceptul condițiilor exprimate în viitoarea nouă fișă a postului, fie procesul în instanță prin care sesizez un abuz, fie demisia. Așadar, consider că în această situație, relațiile profesionale și umane dintre mine și Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu s-au încheiat definitiv. Iar în susținerea celor afirmate aici de către mine, stă la dispoziție oricând corespondența înregistrată prin mail în încercarea mea de a stabili un dialog constructiv și o negociere conform legislației în vigoare. Rezultatul însă a fost unul nul. Aceasta este demisia. Da, exact cum spuneam înainte să citiți dumneavoastră această demisie. Vedeți, se leagă de modul în care se conduce teatrul în momentul de față. Și vreau să subliniez că nu este singurul om care a plecat. Și totuși vorbim de oameni care, uitați, se duc și lucrează cu teatre mari din România. Deci nu rămân fără locuri de muncă. Oameni de care noi ar fi trebuit să profităm, cu ghimele de rigoare, a profita. Da? Aia pleacă artiștii. Bun, haideți să luăm că chiar mi-am adus aminte acum. A plecat domnul Marian Negrescu, cel care a fondat acest teatru. Și fix în anul în care teatrul împlinea 30 de ani. Exact. Și pentru că este un actor slab, cu ghimele de rigoare, joacă la Turda. Chiar acum, în octombrie, o să aibă o premieră unde o să mă duc și personal. Mergem mai departe. A plecat doamna Ana Cucu Popescu. Era pe partea artistică, secretară artistic. Era atât de slabă că în momentul de față lucrează cu teatru din Cluj, din câte am înțeles. Da? Gabriela Mladin, Liliana Răuțescu, deci oameni cu o anumită expertiză în spate. Dacă acești oameni care au plecat fac parte din categoria celor care frecau menta, atunci e o problemă de ce a spus domnul primar. Adică eu nu cred că acești oameni frecau menta. Sunt oameni profesioniști, oameni care... Haideți să analizăm activitatea teatrului. Înainte de venirea doamnei Ghițulescu în fruntea acestei instituții, colegii din regie, o să vă rog să încercați să luați legătura cu doamna director pentru a ne da un punct de vedere. Unde vreau să ajung cu această analiză a activității teatrului? Nu mă întorc foarte mult în trecut. Mă întorc în vara anului trecut, când la zilele teatrului sau cu prilejul sărbătoririi zilelor teatrului dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu, cei de la teatru ăștia care frecau menta, nu îmi place termenul, dar dacă așa s-a exprimat, edilul în funcție, cine suntem noi să-l contrazicem? Dacă oamenii ăștia care frecau menta la teatru dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu
au reușit să facă la Târgu Jiu ce n-au reușit foarte multe instituții de cultură să facă. Cum? Mă refer la instituții de cultură de la noi, de la Gorj. Nu... Au reușit să strângă niște turiști. La Târgu Jiu, da. Nu, n-au venit pentru operele lui Brâncuș. Au venit și pentru operele lui Brâncuș. Au venit oameni din toată țara să vadă spectacole oferite atât de actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, cât și de invitații acestora. Și mi-aduc aminte cum municipalitatea se lăuda, pentru că ultima zi a zilelor Teatrului Dramatic Elvira Godeanu a coincis cu prima zi a zilelor municipiului Târgu Jiu, cred, sau cu festivalul. Au fost cam în aceeași perioadă, cu zilele orașului. Zilele, ultima zi a teatrului a coincis cu prima zi a zilelor municipiului Târgu Jiu și în centrul municipiului urma să se dea o piesă în regia Adei Milea, cu care municipalitatea s-a lăudat. Vă amintiți? Care a strâns sute de spectatori. Am stat foarte aproape de acest teatru. Voi sta și probabil și în perioada următoare pentru oameni de acolo care au rămas. Da? Cât ori mai rămâne. Cât ori mai rămâne. Dar exact cum zicea și dumneavoastră, vorbim de ce s-a întâmplat anul trecut. Anul trecut. Dat, haideți să nu ne întoarcem foarte mult în trecut. La un moment dat și ce s-a întâmplat anul trecut, am auzit într-o emisiune prin care se spunea că ce festival internațional a fost anul trecut, că nu a fost niciun festival internațional de teatru la Târgu Jiu. Păi eu, cel puțin, așa am învățat. În momentul în care pe scenă urcă trupe din România, Moldova, Franța și mi se pare Belgia sau ceva de genul acesta, nu mai rețin foarte bine, păi deja sunt vreo 4 țări. Dacă nici asta nu e un festival care poate să fie numit internațional, asta e o problemă. N-a fost niciodată așa ceva la Târgu Jiu. Din punct de vedere al pieselor, aici, uitați, iau într-un fel și apărarea actualei conduceri. Nu, poate n-au avut posibilitatea să pună pe scenă ideile sau piesele care ar trebui să le vedem noi cei din Târgu Jiu, având acea problemă cu cei de la ISU. Bun. Asta problemă vine din spate. De acord cu dumneavoastră, da? Dar unde știți că există Toboșarul, acea piesă care poate, fi dată în aer liber? Bun, aici vreau să... Asta mi-ați ridicat mingea la fileu. N-am putut să folosim sala. Corect. Fără nicio problemă. Da. Dar au fost piese de teatru regizate în trecut, gen Toboșarul, gen piesa... Dacă nu mă înșel, domnul Botar a făcut o piesă. Nu, domnul Botar a făcut Toboșarul și doamna Damilia a făcut altă piesă, da? Erau două piese care puteau să fie jucate astă vară, deci ai toamnă, în aer liber. Corect. Da? Să fie puse în centrul orașului. Ce puteau să merge, bine, să meargă ca și cu circul. Din păcate, aceste piese nu au mai fost jucate. Am înțeles că cel puțin al domnul Botar au și dispărut o parte din recuzite. Aici este problema. De ce aceste piese nu s-au jucat în aer liber? Pe de altă parte, eu cred că actuala conducere a teatrului, ce ar fi trebuit să facă? Bun, am ISU închis. Am teatru închis din cauza avizului de la ISU. Odată mă zbat să iau acel aviz, dar în același timp, hai să încerc să construiesc o echipă la Târgu Jiu sau o nouă echipă, eu fiind conducător. Ce înseamnă să construiești o echipă? Iei pe cei care sunt din trecut și încerci să găsești ceva de comunicare între tine și ei, în așa fel încât această instituție să plece, să fie mai departe. Ce să mai trecut atâta timp cât s-a schimbat inclusiv numele sălii Marian Negrescu. Da, pe când vedem că de când s-a schimbat această conducere la teatru, avem foarte mulți oameni care au plecat și, repet, nu au plecat oameni care nu au făcut nimic pentru acest teatru. Vedem că au plecat oameni care au colaborări în București, în Cluj, cu teatre importante din România. Vedem că o parte, chiar am fost la Petroșani anul trecut, unde juca domnul Brehuță cu Bogdan de la Târgu Jiu. Jucau acolo la... Bun, păi dacă ar fi oameni slabi sau n-ar fi pregătiți, vine al de la Petroșani să te ia? Sau al de la Turda vine să le ia pe Negrescu? La un moment dat l-am avut pe domnul Negrescu într-o emisiune, la un proiect de-al meu personal, și spunea că cei de la Turda, când au dat drumul la teatru, l-au luat... și l-au luat la masă și punea să le scrie cum să facă un proiect de management și să construiască teatru. Popa. Domnul Marian Negrescu, personal, nu știu dacă am discutat de două ori cu dumnealui, dar acest om a fondat un teatru din nimic acum 30 de ani, da? Când dumnealui a pus cărămidă cu cărămidă. În lui n-avea nimic, nici măcar sediu, nici nimic. Nu, și ce este trist de multe ori când vorbim de cultură? Dăm puțin timpul înapoi
Și chiar îmi spunea domnul Negrescu că la un moment dat actualul primar din Târgu Jiu s-a dus la Turda, a urcat pe scenă, l-a pupat, l-a felicitat, i-a spus că îl va susține în teatru din Târgu Jiu, că teatru din Târgu Jiu trebuie să meargă mai departe. L-au susținut atât de bine că în ziua în care și-a scris demisia, a stat 6 ore la ușă ca să ia o semnătură. De 6 ore să ții un om la ușă în condiții în care acel om a fondat teatrul din Târgu Jiu. Da? Cam, din păcate, asta se întâmplă cu oamenii care construiesc ceva. Și ce vreau să spun, să vă întrerup, da? Noi așa suntem, din păcate, ca popor. Și am văzut, avem dovada clară și cu Arșine la București, Dumnezeu să-l ierte. Când avem oamenii în viață și nu-i apreciem, îi dăm la o parte, ne batem joc de ei. E, după ce dispar, le facem câte o stea undeva pe un bulevard și gata. Ok, îi dăm la o parte, nu-i apreciem, dar care sunt... ascunzișurile, care sunt motivele ascunse pentru care noi dorim să îndepărtăm acești oameni. Că dacă este vorba de politic la mijloc, e foarte grav. Păi nu, haideți să luăm, eu zic că la un moment dat este vorba și de politic, că din păcate și în cultură se bagă politica, cu toate că nu ar trebui să se întâmple acest lucru, cultura să fie cultură, da? Vedem și acum, aici, chiar dacă fac parte din PSD, am spus-o și eu repet, cu aceste măsuri care ar trebui luate de la 1 septembrie, nu sunt de acord să se lege de cultură. Să pun, nu știu, să mărim TVA-ul la bilete la muzeu sau, nu știu, să închidem teatre care n-au mai mult de 10 oameni. Nu sunt de acord cu așa ceva. Cultura trebuie să fie cultură. O țară fără cultură, cum zicea Paler, dacă rămâne astăzi cultura, mâine trebuie să ne apucăm să construim pușcării. Să înlocuim cultura cu ceva. Da? Bun. Să revenim la teatru din Târgu Jiu. Din păcate, exact cum am spus și la începutul emisiunii, cred că în acest teatru au încercat să se spele anumite rufe din trecut. Sau să se plătească polițe. Da, să se plătească, bine, e mai bine zis așa, să se plătească niște polițe din trecut. Asta e foarte grav. Dar eu mai am o întrebare. Cumva legitim. Deși nu avem activitate la teatru, că nu avem activitate la teatru, deși vedem că pleacă oameni pe bandă rulantă de la teatru, se încearcă cu aducerea actorilor tineri, prospătă, vom vedea. Repetiții de repetiții, nu știu cât putem să discutăm. Din câte mai vorbesc cu oameni, se fac repetiții, sunt piese care... S-a decis că nu au suficient spațiu și că ar mai avea nevoie de spațiu pentru actori personal. Așa că municipalitatea a decis să mai acorde și spațiul de la Teatrul de Vară din municipiul Târgu Jiu a Teatrului Dramatic Elvira Godean. Da, nu, cu asta sunt de acord, mai ales că sunt consilier local, sunt de acord fără nicio problemă. Când e vorba de cultură, să vedea spații fără nicio problemă. De acord cu dumneavoastră, dar să vedem că fac ceva. Păi de asta am spus că din februarie până în prezent, din punct de vedere al artului artistic, nu pot să spun nimic. Pentru că teatrul a fost închis. Bun, au fost cele două piese care puteau să le joace pe stradă, dar nu s-au jucat. Aștept să se dea drumul la teatru de săptămâna viitoare și atunci voi vedea ce piese să urcă pe scenă. Nu, din punct de vedere al teatru, nu putem vorbi foarte multe. Nu vorbesc despre asta. De ce nu s-au apucat ei de montarea acestor ciupercuțe care le asigură siguranța în caz de incendiu pe timp de vară, domnule? Păi nu, din câte am înțeles, s-a lucrat pe timp de vară acolo, de dovadă și-a luat avizul. Deci s-a lucrat în De ce nu au început lucrările pe timp de vară, când se putea începe sesiunea estivală, actorii jucau piesele în aer liber, asta nu rămâneau cu teatru spună, închis. Asta poate să vă răspundă directorul de la teatru. Dar dacă ne-ar răspunde la telefon. Dar v-am spus, revin la ce vreau să zic, că îmi place să fiu corect. Din punct de vedere al actorii artistii, nu pot să comentez momentan nimic până nu se va da drumul la teatru și voi merge în sală să văd și eu ce care, se pune... Iertați-mă, domnul Luis Popa, nu pot. Nu, iertați-mă, nu pot. Eu vorbesc... Dați-mi voie să vă contrazic și să vă întreb așa, care act artistic susținut de actualul management, când am avut o echipă de la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, nu contează că s-au dus în numele teatrului, că s-au dus în nume personal, că s-au dus cum vreți dumneavoastră, invitați la Festivalul de Teatru de la Veneția. Bun, aia a fost primul meu subiect care l-am abordat cu actuala conducere. Și managementul a zis, da, pe banii și acolo, da, s-au contrazis și acolo. Ea a fost o greșeală care s-a făcut la vremea respectivă. Păi numai din greșeală în greșeală. Pentru că, exact ce vă spuneam, sunt proiecte care vin din trecut. De exemplu, cu piesa de teatru care se mergea la Veneția, era un proiect al fostului directorul interimar Marinescu, cu Toboșaru. Asta e problema la noi. Toboșaru și cu Adamilea sunt piese care veneau din trecut. Dacă ei să facem acum o analiză la teatru, vedem că
tot ce a însemnat trecut s-au încercat să se pună stop. Inclusiv oamenii care au lucrat cu cei din trecut au cam fost dat încet, dar sigur la o parte. Începând cu doamna Mărina Andrei, din păcate, care a plecat de astăzi și chiar am realizat la un moment dat un interviu cu dumneavoastră și este o femeie de nota 10. Era un om care putea să fie folosit în teatru, da? Domnul Radu și pe Bot. Care actuala conducere l-a apreciat la venirea dumneavoastră în funcție. Exact, domnul Radu Bota, care am văzut că și dumneavoastră este, cred, pe picior de plecare. V-am mai dat nume de acea fată, impresarul. Vedeți, sunt oameni care erau buni, dar au început să plece. Păi, fiind deranjați de modul în care se conduce acum teatru. Știți că la un moment dat a fost și acea problemă cu condica de prezență. Da, am luat domnule, public, știu. Da? Nu mai ai probleme. Stăteam să mă gândesc, la, când am abordat acel subiect, stăteam și mă gândeam în felul următor. Cum ar fi intrat Stella Popescu, Arșinel, nu știu, actorii mari ai României, da? Și semnau condica de prezență. Cum ar fi intrat într-o fabrică unde se produceau... Da. Nu știu, curele. Să-l văd pe Gheorghe Dinică când intra la teatru să, cu semneze melodiile sale. Semneze conica și când mergea, da, la toaletă, să o semneze și să scrie de vedeți? Ce mergea la toaletă. De asta zic că, din punctul de vedere, aici s-au făcut anumite greșeli din punct de vedere al managementului, da? Bun, nu pot să fac artul artistic. Văd cum îl pregătesc să-i dau drumul. Nu pot să organizez zilele teatrului Virgil Agudeanu așa cum ar trebui să le organizăm, pentru că n-am unde să joc. Bun, trecem peste aceste aspecte. Să zicem că le înghițim. Dar nu înțeleg de ce nu poți să ții oamenii lângă tine. Oameni care spun, au făcut ceva pentru acest teatru în ultimii ani. Dar vreau să mai vă spun ceva. Eu am o mică dezamăgire referitor la ce se întâmplă în teatru și din punct de vedere al actorilor. Și am văzut că sunt câțiva care se și uită la această emisiune. Să vă spun și de ce. Vedem că în teatru, de-a lungul timpului, au fost 2, 3, 4, 5 care au avut curajul să vorbească. E, aici este o altă discuție. Da? Pe când sunt anumiți actori din teatru sau anumiți oameni din teatru, vorbesc pe la colțuri, dar când e să spună ceva verde în față, tac din gură. Da, să știți că aceasta a fost și problema mea. Cu asta nu sunt de acord. Am vrut să abordez de foarte multe ori subiectul teatru dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Am abordat subiectul doar când a fost chestiunea cu artiștii noștri invitați la teatrul de la Veneția. Pentru mine, târgujian, mi s-a părut onorant. Onoranță, am indiferent că au fost din partea teatrului, că au fost pe cont propriu, că au fost din partea institutului, nu știu cum se numea institutul de cultură. Așa, nu mă interesa. Oamenii ăia joacă pe scena de la Târgu Jiu, sunt târgujieni de ai mei cu care mă mândresc și care chiar m-au făcut mândră că ne-au reprezentat acolo. Păi nu, haideți să ne uităm puțin apropo la festivalul de la Veneția. Este singura trupă de teatru din România chemată invitată în ultimii ani la acest festival. Da. Bine, vedeam la vremea respectivă oameni care spuneau, ce, domne, festival, mai mult de 10.000 de oameni nu sunt pe acolo, domne. Dacă intrăm și vedem și pe internet, sunt zeci de mii de oameni care și-au rezervare de anul ăsta pentru anul viitor. Este vorba de unul dintre cele mai vechi teatre. În fine, festivalul din România. Din România, aici, din Italia, scuze. N-aș da vina pe conducerea teatrului. Vina principală o are municipalitatea în frunte. Corect. Cu viceprimarul cu atribuții pe cultură, domnul Coica, care trebuia să fie primul pe toate posturile de televiziune și de radio și ce vreți dumneavoastră în toată presa să spună am actor la Veneția. Bine, nimeni nu mai e ca mine. Apropo și de Veneția, erau la un moment dat domne că s-au dus la Veneția, dar n-apare sigla teatrului pe afișe. Dar ce contează? Nu. Am scos afișul de acolo cu sigla teatrului. Domne, că n-apare România. Am scos afișul cu... Deci, efectiv, toate argumentele lor au picat. Bun, vreau să spun că n-am abordat subiectul teatrului tocmai din cauza faptului că, deși actorii sunt și erau nemulțumiți, refuză să vorbească. Și atunci, încă o dată le spun. Asta e, aici e o mare și greșeală. Pe această cale le spun, pentru că sunt care ne urmăresc emisiunea. Noi nu putem să vorbim în numele dumneavoastră. Sunteți cei care sunteți direct implicați în această problemă și știți ce se întâmplă acolo concret. Că eu poate doar am auzit. Da? Și poate prin filtrul meu transmit greșit informații. Ieșiți public și transmiteți informația pentru că doar dumneavoastră, cei care sunteți implicați direct în această problemă, puteți să schimbați ceva. Ce m-a distrat la un moment dat apropo de actorii din interior... Era un actor, nu-i dau numele, care tot timpul trimitea mesaje și se lua de actuala directoare. Și vorbea nu prea ok.
Până într-o zi când trec pe centru și erau la cafea împreună, râdeau, se pupau de n-aveau treabă. Și am zis... Ca și politicienii. M-am uitat frumos. Ca și politicienii de altfel. Da, a zis... Am zis, bine, ceva. Mulțumesc, da, și am plecat mai departe. Sunt actori, e actor. Da. Nu. Omul își făcea foarte bine meseria și... De asta, cum este doamna Marina Andrei, de asta o apreciez și mai mult după ce a făcut prin această demisie, pentru că au curajul să spună, domne, am stat până acum, am încercat să schimb asta, am plecat din următoare motive. A, B, C. Vă convine urmează bine, dacă nu, la revedere. Urmează să avem și noi o emisiune cu doamna Mălina Andrei în perioada următoare. Vom încerca să stabilim cu dumnea ei atunci când are timp, pentru că este foarte ocupată la București, ghiciți ce, femeia nu stă degeaba, adică n-a plecat acasă să croșeteze, muncește tot. Asta se știe în parcursul unei emisiuni, sunt oameni care nu au plecat în șomaj. Exact. Nu au plecat acasă, adică să nu se descurce. Sunt oameni care au plecat la teatre mari din România. Și vom încerca să elucidăm ce se întâmplă la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, de pleacă oamenii pe bandă rulantă. Dar acum schimbăm registru, că deja am alocat mai bine de jumătate din emisiune cu această temă, care rămâne de altfel de actualitate, dragi telespectatori. E dureros, extrem de dureros. Iată, mi-am făcut și eu copilul mare. A crescut fiul meu și n-am teatru unde să-l duc. Nu am. Să sperăm că vom avea teatru unde să-l ducem și să sperăm că teatrul de la Târgu Jiu nu va deveni un teatru în care se aduce în trupe din afară. Domnule, lăsați și... să dăm spectacole de manele. Nu, la un moment dat se dădea exemplu teatrului de la Deva. Domnule, trebuie să ajunge ca Deva să aducem trupe din afară. Dar uite că și cei de la Deva și-au reorganizat teatru și au actori acolo pe plan local și își fac piesele de teatru că acolo. În actualul sediu al teatrului în spectacol de manele, zic. Că doar am mai avut experiența asta. Am avut Taraful Tenilor, am avut formația Generic, dacă mi-aduc bine aminte, că am îmbătrânit și eu și mă mai lasă. Când tot n-avem teatru, facem noi ceva și cu spațiul ăla, că acum este și modernizat. Este are și ISO, are tot ce trebuie. Are și ISO, are tot ce trebuie. Păi nu facem noi acolo spectacole de zile mari. Ce să facem în teatru decât spectacole de manele? Depășim momentul. Domnul Popa, ce se întâmplă pe scena politică din județul Gorj? Și în special pe scena politică din Târgu Jiu. Pentru că n-avem scenă, că abia și-a luat avizul ISU. N-avem scenă, ba avem și se pare că e o scenă destul de mare, pentru că se perindă foarte mulți actori pe această scenă. Înțeleg că în formațiunea din care face și dumneavoastră parte, cusurile și trâmbițe au fost anunțate venirea a 300 de foști membri ai Partidului Național. 296. Liberal. S-a revenit asupra cifrei 296, dintre care un singur nume a fost făcut public, numele domnului Adrian Dăianu, actualul șef de la Edilitar. Arestul, păstrarea confidențialității. Au venit în două reprize, ca să zic așa. În prima repriză a venit domnul Dăianu. Nu, așa a anunțat conducerea, domnul Weber așa a anunțat, că deci nu poate să ne arate decât o adeziune a domnului Adrian Dăianu. În prima fază au venit domnul Dăianu cu domnul Ilieș, cu conducerea lor, biroul politic local de la Târgu Jiu. Așa. Iar în fostul. A doua, da, fostul, fostul, da? Așa, iar în a doua fază au venit 296 de persoane, ni s-au pus adeziunile pe masă, ne-am putut uita pe ele prin ele fără nicio problemă. Dar erau acei oameni care erau pe lângă secțiile de votare din Târgu Jiu. Membrii ai PNL, membrii... da sau nu? Păi dacă e să ne luăm după ce declarații făcute de domnul Dăianu, după declarațiile făcute inclusiv de conducerea Partidului Social Democrat sau ce am văzut ce declară actualul primar, da, ar fi membrii de la PNL. Acum, nu pot să știu, nu-i cunosc pe toți cei 296. Cert este că cei care au venit în primă fază, și aici mă refer la domnul Dăianu, domnul Ilie și Andrei Udriștoiu, un nume acum care îmi vin în minte acum, erau membrii PNL. Da. Deci cu ei mă certam pe la televizor. Acum sunteți colegi de partid. Da, acum ne certăm în ședințe. Doamne, stați un pic. În primul rând, care e atmosfera? Adică vă duceți și dumneavoastră frumos, legitim, la o întâlnire de partid. O ședință. PSD Târgu Jiu și dați acolo nas în nas cu noul vicepreședinte al filialei Târgu Jiu a PSD-ului, domnul Adrian Dăianu, cu care dumneavoastră, pe românește, v-ați porcit pe la televizor. Bun. Bună întrebare.
Sunt oameni care au venit acum în PSD Târgu Jiu, cu care chiar m-am certat inclusiv pe Facebook. Unii dintre ei m-au înjurat și de... Bine, cu domnul Dăianu, da. Nu. Domnul Dăianu, nu. Chiar a zis au că fost... aveți un respect da. Față de el, nu, dar cu alții. Nu. Cu domnul Dăianu sau cu domnul Ilieș au avut o relație ok. De exemplu, cu domnul Ilieș am făcut la un moment dat tot așa niște interviuri. Culmea este că atunci am mergut oamenii mei din PSD, de ce îmi fac interviu cu Ilieș? Depășim asta, că știm că niciodată da. În politică nu știu cum fac Bun. Doi. Ideea este că la un moment dat este stranie senzația să stai la aceeași masă cu oameni care până ieri te înjurau. Și sunt câteva... Multe exemple. Da, care te înjurau Așa. Sau care mai foloseau anumite cuvinte, nu putem să le folosim la această oră și chiar pe unul dintre ei l-am întrebat, mă, dar acum ce facem? Îl împărțim împreună? Ne sau bem ce? Cafeaua ne împreună bem exact. Dimineața? Bun. Acum, dacă e să mă întorc la ce ne-a spus și președinte de la organizația municipală, ne-a spus că sunt așa în politică, trebuie să învățăm să colaborăm împreună, să muncim, să facem o echipă, să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Da? Acum vorbesc din punct de vedere personal, este o senzație stranie să știi că până ieri te înjurai cu omul respectiv și pe urmă vine să faci echipă cu el. Acum, iar îmi spun un punct de vedere personal, eu nu știu dacă aș putea. Aici depinde de fiecare persoană în parte. Până la urmă nu ne-au zis noi la ei, ei au venit la noi. Da? Ei au venit în echipa noastră. Da, i-ați primit cu brațele deschise. Deci, încă o dată, ei au venit în echipa noastră. Da. Eu n-aș putea să înjur un om, cum o făceau anumite persoane din acest grup care a venit către noi, să-l fac albie de porci și pe urmă să vină la el în casă. Eu n-aș putea să fac așa ceva. Asta denotă, nu știu, caracter, nu știu. Nu e, dar stați un pic. De ce? Și iertați-mă, dar cumva mă bufnește râsul. Adică stați, că nici nu știu dacă s-a mai anunțat, că la ultimele declarații ale domnului primar Marcel Romanescu nu știu ce să mai înțeleg. Dar cea mai mare, adică statistic, domnul Marcel Romanescu este cu un picior și jumătate în PSD și cumva va și candida la viitoarele alegeri din partea formațiunii din care face și dumneavoastră parte. Iertați-mă, chiar mă bufnește râsul. De ce mă bufnește râsul? Pentru că atât conducerea partidului la nivel de Gorj, cât și conducerea partidului la nivel de Târgu Jiu, aici, la mine, în emisiune, deci nu altundeva, au spus nu există, nu. Niciodată, dacă se întâmplă asta, plec eu. Da? Vedem că nu mai sunt declarațiile de actualitate, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, cum veți merge în campanie pentru domnul Marcel Romanescu, domnule Popa? Bine, acum să vorbim, iar să vă dau un răspuns, iar o să începe să râdeți, dar momentan nu se știe dacă va candida domnul Marcel Romanescu. Ei! Da? Momentan se pun... Statistic? Momentan se încearcă și... Să se pună bazele unei... S-au pus bazele, domnule Popa. Nu, încă nu s-au pus bazele unei echipe. Acum vorbim că se poate de serios. Au venit la noi, da? Vicepreședinte de organizație. Da, asta cu vicepreședinte de organizație. Trebuia să fie președinte de organizație. Asta cu vicepreședintele, când aud cu vicepreședinte. Nu, până la urmă poți să fii și vicepreședinte, contează rezultatele care le faci și... ce voturi aduci și cum muncești pentru partid până la urmă. E primar în funcție, da? Adică nu, e nu, clar nu, vorbeam de, dumneavoastră, vă numesc că vă referiți la domnul Dăianu. La domnul Dăianu, da? Asta cu vicepreședintele... Nu este domnul Dăianu în față. Bun, haideți să ne întoarcem. Nu, noi în perioada următoare trebuie să învățăm să lucrăm între noi. Că, să știți că nu e așa ușor și sunt anumite discuții. Să vedem acum când o să avem și noi reprezentanții noștri pe lângă sețile de votare, când o să te punem la masă cu cei de la PNL, în condiții în care o parte din reprezentanții noștri se certau cu ei prin cartiere și se înjurau. Să vedem cum o să se face acești oameni unii cu alții. Nu este, nu este așa ușor. Ipotetic, candidatul PSD-ului la alegerile locale din Târgu Jiu va fi Marcel Romanescu. Domnule Popa, eu vreau să fac un exercițiu de imaginație, da, și să văd cum veți face, veți merge dumneavoastră la dreapta tatălui și veți face campanie electorală pentru domnul Marcel Romanescu. Probabil în campania cu domnul Marcel Romanescu să meargă oameni din echipa dumneavoastră de la vremea respectivă. Și dumneavoastră veți fi în echipă. Am zis oameni din echipa lui de la vremea respectivă. Păi și cum nu-l susțineți? Da, nu. Eu am spus-o și o repet. În momentul să presupunem că se va ajunge la așa ceva, da? Eu nu o să plec din PSD, o să rămân un simplu membru. Păi bine, dar îl susțineți sau nu îl susțineți? O să rămân un simplu membru. Nu mă satisface răspunsul dumneavoastră. Adică eu și vă știu un om destul de tranșant. Da, și v-am răspuns. O să rămân un simplu membru și îmi văd de proiectele mele personale și cam atât. Da, și cu ce vă mai proiecte. Satisface faptul că faceți parte dintr-o formațiune în al cărei interior nu aveți niciun cuvânt? Uitați, acum mi-ați ridicat mingea la fileu. Chiar dacă ești într-un partid
și ești nemulțumit de ce se întâmplă acolo, da? Îți pui punctul de vedere. Dar nu îți iei bagajele și pleci. Că mulți s-ar aștepta să spună răspunsul, domnule, mâine îmi iau bagajele și plec. Păi cam asta, ăsta-i da? Trendul. Nu, eu n-aș face, ce puțin eu acum spun acest lucru. Nu aș pleca, rămân acolo și încerc să, nu știu, să văd ce pot să fac, da? Dar pe domnul Pecingen îl primiți în PSD? De exemplu, și cu domnul Pecingen, chiar am avut o relație bună și mă înțeleg foarte bine cu dumnealui, fără nicio problemă. Și care sunt șansele da? Să adere și nu știu dacă da? Sunt discuții, nu cunosc astfel de discuții, dar în cazul care ar veni, nu aș avea nimic împotrivă. Cum repet și o subliniez, nu am avut nimic împotrivă nici cu domnul Dăianu, n-am avut împotrivă nimic nici cu domnul Ilieș, repet, cu oameni care am colaborat și știu cum am colaborat cu dumnealor. Eu am avut o mică problemă cu cei care au venit și ne jurau pe Facebook. Acolo, da, acolo a fost o problemă mea personală. Și a fost personal să mă înțeleagă greșit, nu că, pentru că s-au luat de copii și de familia mea, unii dintre ei, și ne jurau destul de urât. Acolo, da. E, acum o să vă reconciliați. Poate vă dau, vă dă partidul bani și de terapie de cuplu ca să puteți să... Iertați-mă, dar jocurile astea de, în ultima perioadă mi se par de a Tom și Jerry. Și pentru că tot discutam cu ceva timp înainte de declarațiile domnului Marcel Romanescu de astăzi. Dumneavoastră, cu dumneavoastră le comentam înainte de emisiune. Ca să le spun și telespectatorilor despre ce este vorba, domnul Marcel Romanescu a declarat pentru publicați pentru un radio local că domnul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, ar fi calul troian al PSD-ului infiltrat în PNL tocmai pentru a-l distruge și că să nu se trezească domnul Marcel Romanescu într-o bună zi că domnul Iordache vine înapoi în PSD. Și aș vrea să subliniez că declarația, din declarația domnului Marcel Romanescu se înțelege foarte clar că dumnealui ar fi prezent în PSD la, la reîntoarcerea domnului Ion Iordache în PSD. Cum comentați, am auzit declarația respectivă și din punctul meu de vedere, asta vorbesc personal în numele partidului, nu este o declarație foarte ok. Păi, până la... Eu nu cred că, de exemplu, domnul Dăianu sau o parte din conducerea vechiului PNL de la Târgu Jiu... Din vechea conducere de la PNL Târgu Jiu au trecut la PSD fără să discute cu domnul Marcel Romanescu. Eu nu cred. Mie dacă îmi spune cineva că nu e adevărat, nu sunt de astăzi pe pământul ăsta. Și am trecut și eu prin multe situații și... Da? Deci, în momentul în care tu îți trimiți o parte din echipă sau îți dai acordul ca o parte din echipă să-ți vină în PSD Târgu Jiu, care până acum înjurai PSD Târgu Jiu, la un moment dat știu că prin 2020 ne trimitea pe la Cimitir sau cu Coliva sau nu știu, în fine, nu dăm timpul înapoi. Deci tu îți trimiți o parte din oameni să vii acum să spui că Iordache este calul nostru troian în PNL, nu prea este ok. Că până la urmă, dacă s-au venit să mă gândesc, acum să facem și o ironie, da? Nu oamenii lui Iordache au venit la PSD, oamenii... Nu. Da? De asta zic că este o declarație care nu prea este ok cum a fost dată. Dar în cine dă? În PNL sau în PSD? Că eu aici păi nu, înțeles. Eu cred că astăzi, prin această declarație, fără să-și dea seama, a dat și în PNL și în PSD. Dar, pe de altă dar parte, mai mult în cine? Că n-a dat da, în PNL. Dar pe de altă parte, repet, într-un fel, cred că a dat și în echipa dumnealui. Repet, dacă, eu dacă aș fi... Nu fac politică. Sunt jurnalist, ca și dumneavoastră, da? Eu înțeleg în felul următor. Tu spui de Iordache că e trimisul PNL-ului în... PSD-ului în PSD. Da. Păi nu stai așa, că oamenii tăi au plecat din PSD, din PNL în PSD. Certifici cumva ce a spus Iordache, că PSD-ul face nasoale. De asta zic că eu nu înțeleg declarația asta. Adică, practic, a dat și în PNL și în PSD. A dat mai mult în PSD, da, pentru pe că de altă vine... Parte, da, pe de altă parte spune că dacă ar să nu se trezească cu Iordache la PSD, deci practic într-un fel recunoaște că exact cum... Deci, eu asta am înțeles. Nu, eu zic că acea declarație nu a fost gândită foarte, foarte bine și nu este foarte ok cum a fost dată. Da, asta am înțeles și eu și cumva declarația asta venind la scurt timp după ce Ion Iordache i-a acuzat pe cei de la PSD de furăciuni, prin această declarație, primarul liberal încă, da, cu tente social-democrate, cu apucături social-democrate, certifică
că da, PSD-ul face nasoale. Deci nu este... Adică ar fi capabil să infiltreze... De când s-au făcut aceste mutări de la PNL Târgu Jiu către PSD Târgu Jiu, au mai apărut și declarații. La un moment dat știu că spunea tot așa în cadrul unei, emisiuni, cum că n-are nevoie de consilierii PSD, că are majoritate. Păi stai așa, în momentul în care totuși vrei să faci o echipă, da? Te gândești inclusiv la consilierea de la PSD, bun rei cum sunt, da? Dumneavoastră. Păi, și atunci m-ați întrebat ce fac la anul. Păi, vrea să fac echipă? Păi și atunci m-ați întrebat ce fac la anul. Cu da? Cei care la grează și cu vechea lui echipă. Și atunci m-ați întrebat ce fac la anul. Da, la anul o să fac campanie domnul Cosmin Popescu la Consiliul Județean. O să fac, nu știu, la parlamentare. Am două, trei comune în județ unde o să mă duc să susțin primarii din zonele respective. Asta o să fac eu la anul. Ca să vă și răspund. Am înțeles. Cumva mai satisfăcător răspunsul decât ce mi-ați spus înainte, că rămâneți simplu deci membru asta, de partid. Asta, păi nu, o să fiu, asta o să fac eu la anul. O să mă duc lângă domnul Cosmin Popescu, nu că n-am fost până acum, mă duc în alegeri la județ, mă plimb prin județ să fac campanie. Am vreo două, trei localități, Târgu Cărbune și în partea asta de care răspund împreună cu domnul Maioreanu. Ne ducem acolo și facem campanie. Am de muncă în politică. Asta dacă domnul Maioreanu va mai rămâne în PSD până în 2024. Din câte știu, și domnul Maioreanu a trecut prin foarte multe prin PSD. Nu, și eu și el suntem, el este dinaintea mea în PSD, eu sunt anul ăsta fac 10 ani de când sunt în PSD. Cu toate că a trecut și prin multe, tot a rămas. De asta zic că nu ne-am luat niciodată bagajele să plecăm. Da, bine, pleci dintr-un partid în momentul în care vezi că nu mai ești acceptat, în momentul în care ți se pun piedici, atunci da. Dar da. Până atunci stai acolo, pe baricade. Noi așteptăm să vedem până la urmă dacă cineva din conducerea partidului va ieși asumat 100% și va spune da, am bătut palma cu Marcel Romanescu să candideze din partea noastră la viitoarele alegeri. Nu, aici să, vedeți, Popa, vorbim de acest subiect de anul trecut și asta, nimeni nu și l-a aici asumat. Aici, într-un fel, aveți dreptate ceea ce spune. Și dau exemplu la Craiova. La un moment dat, la Craiova, dacă nu mă înșel, în perioada asta, Olguța a ieșit public și la un moment dat acolo s-au împăcat toate apele. A spus că Solomon va fi vicepreședinte la Consiliul Județean. Adică deja s-au făcut, se știe clar. Adică omul care susține pe Solomon la Craiova știe clar că va fi în echipa lui X. Da? Adică nu mai dau că stai să vedem, stai că plouă, stai că nu... Mi se pare complet neasumat. Se știe să clar. Vii public și să spui nu se va întâmpla asta când tu deja aveai discuții. Și nu aici pe plan local, pe plan județean, ci aveai discuții la nivel central despre trecerea lui Marcel Romanescu la formațiunea condusă de tine, mi se pare complet lipsă de asumare. Și întrebarea mea este cum mai puteți să mai ieșiți publică? Eu vă pun înregistrările și vă arăt când ați spus așa. Nu există plec eu. Deci, repet, în momentul de față, înțeleg unde vreți să ajungeți. Adică nu mă deranjează, da, corect, Doamne ferește, da, că domnul Marcel acest Romanescu lucru, a trecut la dar PSD. Vedem, poate la chiar e un câștig pentru dumneavoastră. Bine, la un moment dat eu spun ce discutăm și decizii noastre de la municipiu. Nu avem candidat momentan. Vedem în perioada următoare. Dar discuțiile nu acum, se poartă cu toți membrii. Se poartă prin anumite cafenele, prin anumite localuri. De asta, eu vă spun doar ce discutăm în ședințele noastre de partid. Da? Dar pe de altă parte, la cum vedem acum, da, probabil domnul Romanescu, inclusiv domnul președinte Rujan, într-o declarație publică, spunea că în cazul în care Marcel Romanescu ar spune lucru acesta care vrea să candideze la primărie din partea PSD-ului, ar fi prima opțiune. Da. Deci a fost încă o declarație dată de domnul Rujan. De asta nu pot să spun că nu candidează sau candidează de la apropo PSD. De asta, săptămâna asta a fost postată pe un site, presa locală, o știre cu candidatura că este clar, Marcel Romanescu candidează... Pentru că un nou mandat. Deci a fost scris așa, Romanescu a anunțat ca prima opțiune exact. Dacă știrea a fost ștersă. Asta nu mai știu, că nu, eu citesc știrile, dar pe urmă să văd dacă sunt șterse sau nu sunt șterse. Vă spun eu, știrea a fost ștersă. Deci, vedeți lipsa de asumare? Nu. Aici aveți perfectă dreptate. La un moment dat, să presupunem că ar candida domnul Marcel Romanescu de la PSD, poate să spună, da, domnule, s-ar putea la anul să candideze de la PSD. Și și-ar fi tragicomic. Și de râs și de plâns. Să ne trezim, nu știu, că se întâmplă ceva la PNL Gor și pleacă domnul Iordache, dacă se schimbă ceva pe la nivel național.
Să vedem pe această fuziune a noastră făcută la Târgu Jiu, cum se întoarce înapoi la PNL. Atunci chiar ar fi de râsul curcilor toți. E, da, eu m-am gândit și la această variantă. Deci atunci chiar ar fi de râsul curcilor. Dar, dacă aveți un as în mânecă și PSD-ul va propune pe domnul Dăianu spre candidatură? Orice este posibil. Și cumva toată prietenia asta dintre așa... Orice este posibil. Nu putem spune că nu. În momentul în care... Deci noi, în momentul de față, în mod oficial, nu avem candidat la primăria municipiului Târgu Jiu. Da? Astăzi, dacă vorbim de un candidat la primăria municipiului Târgu Jiu din partea PSD, poate să fie Dăianu, poate să fie Popa, poate să fie Lădaru, poate să fie oricare. Mă refer care este membrii. Când o să mai vină și restul de la PNL cu 6 luni de zile înainte, dacă o să vină, atunci apar și în grafic pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Dar astăzi, dacă e să vorbim, da, poate să fie domnul Dăianu, de ce nu? Da. Încurcate sunt căile politici. Dar ca să încheiem... Am ajuns și la o concluzie, scuzați-mă că mă întrerup. În politică să nu spui niciodată niciodată. Corect. Deci, asta știam deja, dar doar nu la maniera moment, asta. Doar că la un moment dat sunt anumite lucruri care, sincer, sunt și eu de 10 ani în politică, dar nu prea le înțeleg. Poate de-aia nu prea am avansat foarte mult în politică. Dacă eu vă spun că eu nu mănânc carne din principiu, că nu mănânc carne, că nu mănânc, nu știu, dar dumneavoastră mă vedeți cu cotoiul în gură, dumneavoastră ce părere vă faceți despre mine? Când ziua aia ați vrut să faceți un experiment, să vedeți cum este carne. Haideți, domnul. Adică despre asta vorbim. Da. Nu. Nu, e vorba de credibilitatea omului și de încrederea pe care ți-o dă alegătorul. Nu, la un moment dat, inclusiv și noi consilierii locali de la Târgu Jiu, din aminte puteți vedea, suntem puși într-o ipostază destul de proastă. Ciudat, exact. Nu știu, vine domnul Dăianu cu un proiect care noi nu suntem de acord cu el. Și s-au mai întâmplat astfel de lucruri. Noi, practic, o să votăm împotriva unui coleg de partid. Dumneavoastră sunteți trimiși acolo să votați exact. În folosul nostru, exact. Nu exact. Al lui domnul exact. Dăianu, nu al exact. Lui. Da, exact, pentru că noi facem, cum a fost și cu scandalul cu piețele, da, de-am ieșit și am făcut atunci ieșirile publice care le-am avut, da, și am spus, e lucrul ăsta se va întâmpla și acum. Automat o să apară unii să zic, ce vă dați după colegii voștri de partid? Nu dați după nimeni, asta sunteți trimiși acolo. Nu că noi așa gândim, exact cum spuneți asta, noi așa gândim. Dar asta ar fi o gândire sănătoasă. Păi nu, așa gândim. Și dacă e să ne uităm și pe proiectele care le votăm, o să vedeți că și acum sunt proiecte care noi ne abținem să votăm împotrivă, fără nicio problemă. Da? Pe scurt, 2 minute mai am. Cum ați votat pentru prelungirea concesionării terenului de pe parcarea privată, de pe Popa Șapcă, pentru, știți, acel teren da. Care era inclus în... Am votat pentru... Am mi-asumat acest lucru pentru că, din păcate, noi ca municipalitate nu suntem în stare să facem anumite lucruri și acolo cât de cât funcționează... Da, funcționează, dar știți că este inclus în acel proiect, în etapa a doua, Calea Eroilor? Păi nu, va intra și în acel proiect, dar probabil în momentul respectiv și așa îi spune și contractul, să se va anunța probabil la partea respectivă și se va băga în contract. Dar referitor la întrebarea dumneavoastră, am votat pentru. Am înțeles. Am ajuns la final. Vă mulțumesc, domnule Popa. O să vă mai invit și cu o altă ocazie, doar că aș vrea să discutăm și despre adopții într-o altă emisiune și despre ce se mai întâmplă cu animăluțele noastre. Da, este un subiect foarte sensibil pe care vreau să-l abordăm, dar într-o emisiune ulterioară. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră și vedeți ce faceți pe acolo, pe la partid. Ne mai dați așa câte o bombiță. Mai face fuziuni. Mai faceți fuziuni. Vedeți pe cine mai ancorați. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă revedere. Vă urez toate bune.